România a efectuat în ultimele 24 de ore un număr de 17.600 de teste, iar dintre acestea doar 41 au avut rezultat pozitiv. Rata de pozitivare se pare că în continuare se menține scăzută, ajungând astăzi la 0,23%. Numărul deceselor COVID-19 a scăzut și el drastic, astăzi fiind raportați doar 4 români care au pierdut lupta cu boala. Și la terapie intensivă observăm o scădere a numărului de internări. Sub 200 de forme severe au fost raportate. Mai exact, 151 de pacienți se află în stare gravă la ATI. Până în prezent, pe teritoriul României, aproape 1,1 milioane de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. La nivelul județului Gorj, astăzi nu a mai fost raportat niciun caz de infectare cu noul coronavirus. Din fericire, nu a fost înregistrat niciun deces din cauza COVID-19 și doar un pacient se mai află la terapie intensivă. De la începutul pandemiei, 9209 persoane au fost confirmate pozitiv pe rata județului Gorj, 8756 de gorjeni s-au vindecat, iar 451 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 0,01 la 1000, fiind aproape cea mai mică rată de infectare. Se pare că Hunedoara este primul județ care nu a mai înregistrat nicio îmbolnăvire în ultimele 14 zile. Media națională a coeficientului de infectare se ridică la 0,07 la 1000. La polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul județului Alba, 0,13 cazuri raportate la 1000 de locuitori. Doar 5 gorjeni au fost confirmați pozitiv în ultimele 14 zile. Unul dintre ei este din municipiul Târgu Jiu, iar restul din Stănești, Văgiulești, Telești și Turburea.